la grup online cu exerciții de matematică. Așa, dar, dragilor, pornim la treabă și avem comandă, dar să ne propuneți să vorbim despre procente. Da. Procente. Procente. Dacă te-ai uitat la grup online, ai fi văzut că există o lecție care este accesată foarte mult. Câțiva ani în urmă, când ai făcut o habar n-am la procente, mă gândesc că e vorba când era Miruna, la 6-a. Și este foarte bine accesată la ora asta. Luna asta a fost lecția care a intrat în top. A, da, că aveți la statistică. Da, văd acolo statistică. Da. Este în top pentru că acolo copiii de oriunde ar fi vorbitori de limba română sunt acum pe la procente, la școală, și cum te afli tu, se află și foarte mulți. Tu acum ai șansa că vii la mine și încerc chestia asta, ei nu au cum să vină de acolo de oriunde ar fi. Dar cum? Se duc, tastează pe Google procente și apare profonă și se duc acolo și văd lecția făcută. Pentru tine, hai să vorbim și pentru voi ceilalți. Cred că ne-am spune așa. Ce înseamnă o doilime din 6? O doilime din 6 egal cu ce înseamnă o doilime, o jumătate din 6? 3. Egal cu 3, da? Înseamnă de fapt o jumătate din 6. Ca și mai spune 1 pe 2, echivalent cu asfânt, 1 pe 2 înmulțit cu 6. Da? O doime din 6 înseamnă 1 pe 2 înmulțit cu 6 și face 3. Deci, vedeți, eu dau fracția și vreau fracția din număr. Vreau să văd cât reprezintă fracția din numărul respectiv. Dar dacă aș spune o treime din 27. 9. Da? Egal cu 9. Pentru că în poliție tu ai făcut așa. 1 pe 3 ori 27 și face egal cu cât? La mulțirea fracțiilor cum se face, se simplifică aici, rămâne 9 și rămâne, iată, 9. A treia parte din 27, îl chemăm pe Mario și ne spune că așa este. 27 se dă 3 și face 9. Vedeți? De foarte multe probleme se pune problema, se pune așa, să aflăm fracția unei anumite cantități. Partea. Care e fracția din cantitatea respectivă, din drumul respectiv, din lungimea drumului, din nu știu ce mărime care se dă acolo. Acum, în loc de 1 pe 2, din 6, 1 pe 2 din 6. Eu am să spun că e echivalent cu aș spune 50 pe 100. Da. Din 6. Deci aș spune 1 pe 2 50. Din 6. 50 pe 100 din 6. Adică am modificat fracția asta cu 5. Da. Cu 50. Dar vin și tu și la diversificația. Da. Deci am vorbit de o doime din 6. Este același lucru care a vorbit de 50 pe 100. 50 pe 100 din 6, care face tot ca mărime cât este. 3, nu? Este același lucru. În loc să spun 50 pe 100, înseamnă de fapt 1 pe 2. Dar, din clipa asta, ori de câte ori numitorul este 100, nu voi mai scrie 50 pe 100, ci zic 50% din 50% din 6 egal cu 3. Vedeți? Faptul că e 50 pe 100 scrie matematic procentajul. Da? Cât la 100 din 6 egal cu 3? Iată 50%. Ei, și apare acum problema următoare. Pe la 100, deci așa, hai să scrie formula. Pe la 100 din pe la 100 din x, dintr-un număr x, egal cu y. Pe la 100 din x, egal cu y. Asta este formula pe care o avem.
avem în lucru, ori de câte ori suntem la procent. Și aici am mai făcut-o. De regulă, eu nu prea sunt încântat să repet același lucru de 7 ori, prin care filmul acolo cu lucruri făcute. Dar o fac acum și o fac pentru ultima dată. Altă dată îți vă trimit pe blog. Pe film. Pe film. Este făcut asta. Chiar la noi s-a făcut așa ceva. Și aici am spus că am 3 categorii de probleme. 1. Știm. Știm. Pe la sută. Și X-ul. Și atunci, Y-ul era făcut. Știm de, cunoaștem pe la sută și știm și numărul. Și aflăm valoarea procentajului din numărul respectiv. Adică, exemplu. 3% din 3% din, să spunem, 500 e egal cu 5. Vedeți standard X. Acolo scrie 30%. Da? Aici cum scrie? 3% să transformăm ca mai fi 3 pe 1. Și o să trebuie să facem 500. Nu, e 3 pe 100. Deci vine 3 supra 100 ori 500. Asta înseamnă. Formula P supra 100, asta înseamnă, ori X, egal cu, simplificăm, și facem 15. Deci... Nu copii, că domnul vede ce 3%? Gata, 3%, dacă zicea 25%, cât era? Dacă zicea 25%, pe la sută, e și problema clară, asta este. Aici este P supra 100 ori X, asta se scrie așa, da? P supra 100 ori X egal cu Y, da? Da. Așa că. Și eu am dat procentajul și pe X și am dat Y. Altădată pot să dau procentajul și pe Y și am făcut X. Corect. Deci a doua problemă, a doua situație, este asta. Când știm, știm ce? Pe la sută. Deci știm pe la sută. Hai să vedeți. Știu pe la sută și Y-ul. X-ul egal cu cine? Întrebare. Da? Știm pe la sută și Y-ul. X-ul cine este? Și atât exemplu. Acolo. Pentru noi. 2. Deci pentru 2, da? 4 exemplu. Ce înseamnă? Dați procent când vreți. Dați voi un procent. Dați voi procent. 10%. 10%. 10% din nu știu cine. Din X. Din X. E egal cu? Cu 12. Da. 12. X e egal cu cine? Trebuie să aflăm pe X. Și zicem, echivalent. Cum zicem? Davide. Darius. E... 12%. Nu, 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 nu. Deci 10%. Da, 10%. 10 pe 100. Înmulțit cu X egal cu? 12. Se fac acest din matematică acum. 12% la 10%. Da, 10 simplificăm pentru 10. Egal cu 10. Deci vine X-ul, aici a rămas un X-ul, nu face X. Și vine X pe 10. Egal cu 12 pe 1. Ce bine ar fi să aibă aceeași numitor cele două fracții. Și de aceea am definit fracții. Am simplificat cu 10. Da. Și atunci vine că X supra 10 egal cu 120 pe 10. 120 pe 10. Pe ce? Că l-am amplificat și pe ăla. Cele două fracții au același numitor, deci X egal cu 120. Felută, X egal cu 120. Deci, din cine reprezintă 12, din cine 10% din fac 12? Din cât? Da? Din cine? Ce? Din care număr? Deci din cât? 10% din cât fac 12? Din 120. Păi la da.
Deci din cine 10% fac 12%? Din 120. Deci iată că problema 2 în care am dat pe cine? Am dat procentajul. Și Y. Și Y. Și aflăm X-ul ca să din cine. Și altă dată este problema 3, a treia situație. Care nu știu procentajul. Nu știu procentajul. Exact. Știm. Știm pe cine știm. X-ul și Y-ul și procentajul de la 100 e ca să ne trebuie. Și da? Procentajul știm din... Păi spune, X-ul egal cu cine? Zic, X-ul egal cu... 20. 20. Y-ul egal cu... 40. Da, dar Y-ul trebuie să fie mai mic? 19. Nu. E. Bine, și așa. Nu, 10. 10. Da? Atenție, e vorba de fracția din procentul. Da. O parte din ea trebuie să fie mai mic. Observați. Da, se poate. X mai mic decât Y. X mai mare. Așa, X mai mare ca Y ca să neagă. Corect. Bine, că poate să fii 200%, că zicem 250%, dar pare peste mână. De regulă mergem așa. Și atunci, Y-ul ai spus 19, da? 10, 19. La 19 merge și cu 19? Da, sigur. Și atunci, cum se zice relația, Dani? Pe S și P din BX. Pe supra 100, ori 20. Pe supra 5. Da. Este egal cu 10 supra 1. Amplificăm aici cu, ca să facem 5 ambele fracții. Și vine pe supra 5. Egal cu? 50. 50? 50 pe supra 5 o să fie rezultă cu pe egal cu 50. Deci, procentul cât e? Pe egal cu 50. Deci pe la 100, asta faci, pe la 100 egal cu 50. Da? Pe la 100 este, procentajul este 50. Corect. 50%. Cam așa. Era de așteptat să fie așa. Normal. 10 din, jumătatea din 20, jumătatea din 20, așa trebuie să fie. Da. Am făcut chestia asta, dar vă fac pe ai înțeles? Tot atât de ușor se înțelegea dacă aveai rezultatea să lansești cu bă. Apropo, la, insist pe chestia asta pentru că aveți lecțiile făcute. Da, da, sunt lecțiile făcute și așa cum se discut că foarte mulți copii o poți face și eu. Și insist, nu ai cum să vezi, de lecția procentaj s-a băgat ca lecție de top. Acum copiii o caută foarte tare. Înseamnă că mulți e frică la școală. Da. Păi, nu înțeleg acolo. Ai văzut ce, cât de clar se poate explica. Exact. Așa? Și cât de dificil o fie explicând profesorii. Câte sau cumva. Ei, lecții de copii nu înțeleg. Dar noi acum nu am învățat. Ei nu sunt de am înțeles. O să fie așa. Da. Așa. Da. Daniel și Dar. Da, începem. Da. Acum începem. Să se determine numele X, Y, Z. Parat. Deci, să se determine X, Y, Z, parat. Y, Z, parat. Scriți-mi poate a 10. Poate să se găsească numărul din 3 cifre. Da. Scriți-mi poate a 10. Știm că X plus Y plus Z. Știm. Că. Că. X plus Y plus Z egal cu. 144 supra x, y, parat. 144 supra x, y, parat. Parat. Bun. Încercăm să intrăm în problemă. Deci e vorba de a găsi numărul x, y, z, un număr de 3 cifre.
încât suma cifrelor sale să fie 144 supra x, y, toate x, y. Să fie un multiplu de 3. Deci x, y să nu fie multiplu? Să fie multiplu de 3 acolo. De ce? Că 144 se împarte la 3. X, y, y poate face. Deci el ce idee are? Atenție cum, e, cum se apropie de problema. El gândește, aici fiind numere naturale al noastre, și aici fiind o fracție, la urma urmei 144 trebuie să se împarte exact la 144. 144 fi multiplu de 3. Mai ales că putem să fie și multiplu de 2, știți? Numai că trebuie să fie suma 3 cifre. Și că deja dacă e multiplu de 3, o să se fie mai mic. Pentru că dacă e multiplu de 3, e... Și cum se mai ați oprit că nu trebuie. Deci se poate. Eu se mai multe cu de 3. Pe alt cuvinte, 144 se poate exact la 3. Adică X poate să fie multiplu de 3, de 4. De 6. Deci X, Y să fie, cum ai zis? X, Y poate să fie multiplu de 2. Sau de 4. 2, 3 și 4. Sau poate chiar de 2, 3. 3 și 4. 13. Ca la 12, dacă le-i de 4. Și 12 este 144. Eu trebuie să intrăm în problemă. Deci aici hai să scriu așa. De capul 12 ori 12 supra x, y. 12 ori 12 supra x, y. Acum ar fi foarte frumos să mai fi x, y, circular de la acolo. Și x, y să fie 12. Să dea direct 12. Da. Păi că asta să fie număr natural. Suma asta. Înseamnă că X-ul nu are voie să fie decât cel puțin 1. Păi dacă ar fi... X-ul trebuie să fie număr 2 cifre. Și dacă eu îl pun acolo pe 10, nu mai ajută. Da, și Z-ul ar fi 9. Nu mai ajută prea mult pentru că nu se împarte exact. Dacă pun pe 11 numere și dacă pun pe 12, e foarte, foarte bine. Și ar fi numărul 129. Deci, ca număr 10, nu m-a satisfacit, nu se împarte exact. 11 nu, dar ajunge 12. Ia să zic așa, dacă ar fi corect, 10 ar fi 129. Și, deci, mergem și zicam, dacă x, y, egal cu 12, atunci, x plus y plus z. Cum îți dacă e egal? Va fi egal cu, să scriem așa ca toată lumea, 12 ori 12 supra x, y. Supra 12, la supra 12. X plus y plus z fie egal cu 12. Da, și nu mai egal cu x plus y, că știm deja, fiind 1 plus 12. X plus y nu știm. Că dar e x 12, x, y este 12. Adică x este 1. Așa! X e 1 și y e 2. X, y este 9. Deci rezultă că x e egal cu 1. Y e egal cu 9. Și asta rezultă că z este egal cu 12 minus 3. Și z este egal cu 9. Și aceea este cifră. Da, și este... Și este... O trebuie foarte bun. Păi da, dar la 12, dar ce nu putea să-l lua așa un număr? Păi ia să vedem. Cât trebuie să-l lua? Deci ia să-l lua și 6. Că e x, y, cum să-l lui 6? Nu trebuie de două cifre? Cât mai putea să-l lua? Stați puțin. Puteam să... Eu vreau 72 să-l luați. Dar e 72. Pentru că sunt parte 144 la 72. Da, la 72 ori 2, dar... Stai, încep să... Și 36 aș vrea să-l luați. Și nouă așa de să le-au două, după X, Y. X, Y, de primul număr de două cifre, 12 este ăsta. Da? Da. Următorul, cred că ar fi 36. Da. Deci 36, 24 ar merge? 24 ori n-ar merge? 24, dar nu cred. Ar merge? Nu,
Ce nu se împarte exact? Nu se împarte, să faceți împărțirea. Ce se face? La 24. Adică apare așa. O x plus y plus z egal, deci x, y merge la ea, dar mai x, y ar fi egal cu 24. Se împarte? Asta corect, corect. No, 6, 6, 6, 6, 4, da. O să fie 6, 24, dar vezi că e două cifre. Mai zic, nu știu, e cu nouă cifră. Păi nu, dă 6. Noi x, y l-am găsit 24. Așa, dar uite, dar e egal cu 6. Da, dar acum este greșit. Nu, 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 tu ai înțeles greșit, ascultă puțin. Uite, dar. În clipa asta, x-ul cât este, Daria? Cât e 2. Și y-ul este, nu? 4. Noi de x-y l-am găsit 24, Daria, nu de x-y 9. Eu vorbeam de x-y 9. Dar de cine vorbeam? Eu vorbeam 9 ori număr. Pentru că și ăla se împarte la 2. La 9 nu se poate. Ba da. O să facem 4, se împarte la 9? Da. Păi la 9 cum poate fi x, y? Uite că e da, x, y. Nu, vorbeam 9 ori nu ceva. Nu se referă la un număr 9 ori x. Da, 9 ori x și x-ul ăla trebuie să fie așa, adică... 9 ori, ori în cap. 144 se împarte la 9. 24 nu poți să se împarte. Da, dă 16, se împarte la 9. Ia și x, y poate să fie 16. 9 ori 16, zicea ea. Am înțeles. Și dacă zic ca 9 ori 16... 16 x, y este 16. Și atunci x, y să fie 16. 16. Deci până la 24 mai avem o variantă. Asta vrea să zic. Păi de ce? Deci nu sărim deodată dincolo de 12 și avem deși 16 da. Ca posibilitate. Exact. Cu alte cuvinte, dacă ne obligă acum să fim un pic mai atenți și să luăm toți divizorii 144, exact. Să vedem care sunt cei care formează la mulțire un număr de, de două cifre. Deci asta vreau, Daria. Așa, Daria. Deci fă-te și mai e. Înțeleasă. Mai e bine înțeleasă și e bine că te bați. E bine că te bați, pentru că ideea e frumoasă, e clară. Deci tu spui așa, nu vă mai grăbiți. 144 este 12 la a doua, care înseamnă 3 ori 2 la a doua, totul la a doua, fi 3 ori 4 la 12, da? Da, și calcul 3 la 2, da? Ori? 2 la 2, da. 2 la 2. 2 la 4. 2 la 4. Și acum, toate variantele posibile care ne dau câte două cifre trebuie să analizate. Era și 48. Deci, primul este 3 ori, iată, 3 ori 4, nu? 3 ori... nu. 3 ori 3. Deci, divizorii, divizorii lui 12, lui 144. 144 sunt mulțimea divizorilor, așa pornim. Mulțimea tuturor divizorilor 144 sunt 3, 3 la 2, 2, 2 la 2, 2 la 3, 2 la 4. Am urcat. Deci 3 și 3 la 2, se vede. 2 la 1, 2 la 2, 2 la 3, 2 la 4. Și acum, continui. 3 ori 2, adică 6. 3 ori 2 la 2, adică 12. Și asta sumiez, fiind din două cifre. 3 ori, cât urmează aici? Ori 24. 24. Și îmi place și 24. Apoi 3 ori 16. 48. 48, da. Da. Bă, mergea și 16 și 2 la 4, bă, mergea. Și-mi place și 16. Da. Clar. Merită să spunem și 16, da? Corect. Așa. Deci începem să-i sumnem pe cei din două cifre. Exact. Apoi, merg mai departe. Cu 3 am plimbat peste da. Tot, da? 3 la 2 ori 2. Dar eu de exemplu, am reușit să găsesc toți divizorii. Un pic. 3 la 2 ori 2. 3 la 2. Adică 9 ori 2, 18. 18. Și ăsta îmi place. 9 ori 4, 3, 6. Și ăsta îmi place. 9 ori 8, 72. 72. Și ne place și ăsta. Da.
Și 9 ori 16 sareți de două cifre. 9 ori 16, 144. Și sare, da. Da? Da. Adică, și de ce n-ar fi și 144? Suma să facă 1, nu prea are numărul ăsta. Da. Bine. Acum, ce aș mai avea? 9. Cred că am prins pe toți. Da, 144 îmi plăcea 68. Păi 144... Vă ținea 68. Nu merge. Nu 68? Nu-i nimic. 72. Am luat așa. Dar nu știu, nu pot să iei la întâmplare. Eu am luat divizorii lui 144. Dar ea. Nu așa sunt. Ai alți divizori? Eu am găsit mai mult. Adică eu am găsit 7 divizori de 2 cifre. Dar 2 ori 2 la 4 ar fi 2 la 5, atunci nu mai luăm așa. Nu mai luăm așa. Mai luăm și 2 cu 2 la 4, de exemplu? 2 cu 2 la 4, 2 la 5 nu mai este divizor. Că nu mai este. Corect. 2 la 4 e maxim. Corect. Da. Da. Tu care ai mai mulți de... Ce-i găsit aia? Mi-am găsit 7 divizori. 3, 4, 5, 6, 7. 9 cifre. 7 și 12. Da, 12, 16, 18, 24, 26. Da, 48, 72. Așa. 7 am găsit și noi. Nu știu tot așa. Da. Așa. Bun. Și acum mergem după toți divizorii pe care am găsit din două cifre. Corect. Deci analiza începe așa. XY egal cu 12, da? Ceea ce ar fi însemna că X-ul e egal cu 1, Y-ul e egal cu 2 și Z-ul e de 9. Da. Fă-vă primul caz. Da. Așa e tot. Da. X poate să fie 1, 2, 4. Da, X poate să fie 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Deci urmează X, Y egal cu 16. Ceea ce ar fi însemna. Că X-ul este 1, Y-ul. Deci X este egal cu 1, Y este egal cu 6. Și pentru Z muncim. Da. Deci o să fie acolo 16 ori 9. 9 ori 16. Scrim aici așa. X plus Y plus Z. Ar fi 144 pe 16. 144 pe 16, care face 9. Înseamnă că Z este egal cu 16. Unde știm despre X e 1. Y este 6. Și atunci Z este? 1 și cu 6. Z este 9 minus 7. Nu? Da? Și 2. 2. Da? 9 minus 7 egal cu 2. Deci atât adăugăm aici, rezultă Z egal cu 2. Da? Z egal cu 2. Mergem cu XY. Următorul? 18. 18. Și echivalent. Poate spune că... X-ul cât e copii? X este 1. Păi 8. Y este 8. Și suma X plus Y plus Z egal cu 144. Iar Z-ul e 18. Care face pe împărțirea asta? 148. Stați puțin că eu am făcut 8. Face 8, da? 8. Și acum... Dar stați tot sigur de... Vedeți, sunt ca să creăm nume. Pentru că 8 plus 1 dă 9 și care este 9 plus ceva de 8. Deci Z-ul e cam imposibil. Acum 24, 6 avem, nu? Da, deci asta nu o să vedem soluție. Da. X, Y este egal cu 24. Da. Asta rezultă o posibilă. Da, de ce vorbește? Cine X egal cu 2. X egal cu 4. X plus Y plus Z. Egal 144. 144. 144. Care face la încălțire? Acolo o să vă spun 6. 6. Și o să fie Z este egal cu 6. Ba nu, este imposibil. Z este egal cu 6 minus 6, e egal cu 0. 2 plus 4 plus 0 face 6. Că nu spune că poți fi nenule. Deci rezultă Z egal cu 0. Deci am găsit un număr care este 244. Mergem mai departe. X, Y. X, Y este egal cu 36. Adică X-ul este 3. 3. Y-ul este 6. Și Z-ul? Și
Și z este egal cu 144 de 36. Deci zicem x plus y plus z egal cu x plus y plus z egal cu cât spunem 144. Supra 36 egal cu 4. Nu, dar din nou, se poate imposibil de la 36 la 9. Z egal, imposibil, da? Varianta asta. Nu este. Nu merge. Mergem cu x, y. Egal cu 48. Și atunci vine x este egal cu y, x este egal cu 4, y egal cu 8 și rezultă că z că x plus y cu cât crește ăsta? Deja nu o să mai meargă. Deja nu o să mai meargă, deoarece o să dea, acum apoi o să dea 2. Și nu poate să fie ceva, un număr uriaș plus ceva, de aici o să mai meargă. Aici de la 3. Deci nici nu mai merge nimic. 4, 8, de la 3. Deci nu mai merge nimic. Nu vă mai opus să faceți și 2 la 32, dar la 36 nu. Și care să nu merg? Nu mai merge sunt 129, 162 și 240. 129, da. 162, 162 și 240. Deci, x, y, aparține mulțime, nu mai are bani. 129, da. 162 și 940. Din nou am avut în față un exercițiu la care ușor, ușor am din nou descoperit cum anume ne apropiem. Este, știți cum am sentimentul? Problema este, ați văzut vreodată un arici? Da. Ariciul când te apropia de el? Scoate țepii. Țepii și se ascunde. Așa e problema de matematică. Da, și o observația lui David acolo cu 144 x trebuie să împartă. De acolo pornim problema, corect. Deci, faptul că suma asta e un număr natural și atunci x, y ăsta să fie un divizor al celui de sus, ne-a determinat să începem să facem ordine. Am luat noi 12, nu știu ce, am dat una și până stop. Perde. Trebuie să vedem toți divizorii la 144. Abia atunci problema se deschide. Mulțimea divizorului de 144, din mulțimea divizorului de 144, îi scrii pe toți și îi interesează cei cu două cifre. Corect. Noi am trecut numai 12, 24, dar era și 16. Sigur că da. Deci 18, iată, pierdeam soluția. La 16 pierdeam soluția. 16 pierdeam soluția. Și la 18 nu pierdeam, dar nu era analizat pe corect, corect. Da? Foarte interesant. Deci, nu urmărim de fiecare dată. Vreau să vă transmit un lucru. Forma aceea în care ne mobilizăm în fața exercițiului, nu modelele. Că de regulă spunem, am făcut de asta, n-am făcut de asta. Dar nu mai mai țin la urmă. Deci, Ariciu, nu? Te apropie de el, o scoți țepii. Până când vulpea îl găsește neatent un pic și a îl dă de-a dura și îl prinde, dar așa facem noi. Noi suntem vulpea, nu? La problema este aliciu și trebuie să găsim să putem ajunge în interior, să putem ajunge la aliciu. Bun, David, mai am una. Am o comandă. Mai am una după aceea. Dacă aveți timp, vă dă domnul profesor cu focul. Mai bine lăsați problema, ia lăsați. Nu, detalii de tot. Dar de tot, dar am înțeles problema și după aceea. Nu știu dacă a apărut, ori era de data trecută, dar m-am uitat la final, am înțeles perfect. Deci vedeți, lucrurile sunt foarte interesante și... Se consideră numerele, a mare egal cu... Fie numere. A mare egal cu... 1 pe 2 plus 2 pe 3 plus 3 pe 4 plus așa mai departe, plus n supra n plus 1. B mare egal cu 1 în 3 și 1 pe 2 plus 2 în 3 și 1 pe 3 plus și așa mai departe, plus n în 3 și 1 supra n plus 1. Unde n mic aparține lui n stelat. Acolo e 1 ori sau ce era? În 3 și nu-i ori. N întregi și
și 1 sub. Ce înseamnă? Nu, la B, la B. La B. E 1 între 3 și o 2. Nu e 1 ori 1 pe 2. 1 între 3 și o 2. Hai să facem să înțelegem. 1 între 3 și o 2. Cu cât este egal? Înseamnă 1 între 3 plus o 2. 1,5. 1 între 3 plus 0,5. E 1 între 3 plus o jumătate. Adică face 3 pe 2. Uite. Eu, în loc de 1 ăsta, pot să spun egal cu 1, 2 pe 2, ca să fie aceeași mitoare. 2 pe 2 plus o 2. Face 2 pe 2. Atenție, deosebire între 1 înmulțit cu 1 pe 2. Care cât fac 1 pe 2? 1 pe 2 fac 5. Face 1 pe 2. Care e diferite? Până în 3 și 1 pe 2. 1 pe 2. Când ai aici 3 pe 2. Atenție! Ia mai dați 2 între 1 pe 3, cât înseamnă? 2 între 1 pe 3. 2 între 1 pe 3. Da, uitați-vă! 2 între 1 pe 3. Știți cum se face? 2 între 1 pe 3. 2 între 1 pe 3. A, nu învățăm așa? Nu învățăm, dacă s-a ajut acolo, să vedem. Deci, 3 între 1 și o 2 este. Era, da, haideți. Înseamnă 3 între 1 plus o 2. Și aici trebuie să am aceeași numitor, deci ea voi spune 6 pe 2, care face 3 plus o 2. Și face 7 pe 2, da? Dar și atât cum s-a ajuns? 3 ori 2, 6 și 1, 7. Așa se face, da? Dar este exact de operația asta ascunsă. Da. Este operația de adunare. Bine, mi-aș că puteam să fac mai demult 3 ori 2 plus 1. Da, da, s-a făcut acum. 3 ori 2 plus 1. Da, nu știu ce știți eu. Exact. Când de față au făcut 6, dar nu sunt, că au aceeași mitor. Dar asta e explicația. Că, de regulă, elevii memorează mecanic mecanismul ăsta. Adică, îi spune așa, 3 ori 2, 3 ori, ăsta ori, ăsta pus ăsta. Dar nu știu de ce. Păi de ce? Uite, de ce? Pentru că 3 între și o 2, ne scrie 3 plus o 2. Și aduc același mitor. Și aduc și pe 3 îl putem zice ca 6 pe 2. Vezi? Îți vine să ții dintr-una și înțelegi. Asta e matematica. Trebuie priceput acolo, jos, mecanismul. Să știi că sunt doar adulți care nu știu o chestie asta. Și nu, nu vorbesc, că te cunoaște de cauză. Dar eu vă cred. Deci 2 între 1 pe 3 ce înseamnă, copii? 2 între 1 pe 3 înseamnă 2. 7 pe 3? 2. 7 pe 3. Păi dacă ești așa, te-am întrebat? Așa e dată aici, 3 de jure, dar 3. Stați un secund. Dar e în 3 și 1 pe n plus 1. Domnul profesor, puteți să facem 3 pe lângă 1 pe 4, vă rog? 3 în 3 și 1 pe 4? Da. Nu, adică următorul din... Noi vreau următorul din ăla. Următorul din ăla. Aha. Cât este? 3 în 3 și 1 pe 4. Așa, 3 în 3 și 1 pe 4. Da. Cât face? Păi 3. Deodată. E 3 plus 1 pe 4. 3 pe 4. 13 pe 4. Așa. 13 pe 4, corect. Altfel 3 ori 4. 13 plus 1. 13 pe 4. Pe 4. Da? Ai, avem mai bine. Nu e așa, așa trebuie să te obișnuiești. Am crezut că e o regulă. Nu. O luăm aici și eu, mama. Un pic. Ai răbdare, Dani. Suntem atenți. Trebuie să prindem esențialul din schedare. Așa, da. Se continuăm cu totul. Da. Am înțeles ce înseamnă întrucerea întregilor fracțiilor. Unde e în aparținul lui N de la. Arătați că numărul A plus B minus 2NI este natural. A plus, plus B. B minus 2NI este natural. A aparține numărul natural. Atenție. Dar să spuneți. Noi știm cine e A, știm cine e B. Și să arătăm că A plus B minus 2N este numărul natural. A plus B minus 2. E numărul natural? Oh my god! De ce? Înseamnă că cine ăsta nu... Ce reacție aveți voi în fața acestui exercițiu? Nu uitați! Spuneți-mă regulă, lasă-mă, eu vreau să-mi zic regulă. Întreb prima chestiune care trebuie să ne-o... punem este următoarea. Câte fracții sunt sus, câte sunt jos?
Vor fi diferite ca număr. Nu, da. Nu, viața, pentru că simte. Ultimul număr la A e N pe N plus 1, iar ultimul număr la B e N și 1 pe N plus 1. Deci, e, număr, bun, are, hai să vedem aici. În primul rând, sunt aici 3 pe 4 și aici 2 ori 2 în 3 și o treime. Da. Deci nu sunt așa trebuie să iau. Egal? Păi de așa trebuie să iau. Ca număr. 3, 3. Deci ăsta de sus îmi indică câte fracții am. Da. 3 sunt aici. Da. Ăsta de aici îmi indică iar câte fracții am. Da. Tot 3. Deci numărul fracțiilor de sus e egal cu numărul fracțiilor de jos. De ce ți se părea ție că ar fi un număr diferit? Adică asta îmi indica un M și asta îmi indica altceva. N plus 7, N plus 9, adică un număr diferit de N. Cum am făcut pe model particular, când N ar fi 3, era vorba de asta. Da? Dar nu e număr diferit. Nu e număr diferit. E același. Asta este esențial. Vedeți? În fața acestui exercițiu ne puteam lua mult timp, mult timp. Ar fi ceva gen 2 de A sau 2 de B, minus 2 de N. Dacă am stabilit că numărul fracțiilor de sus e egal cu numărul fracțiilor de jos, da. Începem cu multă atenție să primim A plus B. Domnul profesor, dar ar fi a ne este... O să iei același număr. Păi doi. Adică elementele lor sunt aceleași. Păi da. Dacă le-ar 20 și celălalt ai 20. Da, asta, tu mai asta zici. Da, da. Dacă 20 de fracții, 20 de fracții. Ori fie sunt mai mari decât celălalt. Numărul de elementele se schimbă. Numărul de fracții, numărul de fracții este același. Ar fi 2A minus 2N. Oare celălalt acela o fie mai mare. Se ridicăm cu 2 și ar fi... Nu vă prământ, eu am câte fracții sunt sus, tot atâtea sunt și jos? Răspunsul da! Răspunsul da. Și ar fi 2A minus 2N, simplificăm cu 2, deci ar fi A minus N. 2A, dar de unde e 2A? Păi da, așa vreau să același. Eu am A plus B. Nu, nu același. A e A plus B. Același ca mod elementii, da, Darius? Nu e același. Ia să vedem. 1 între 1 pe 2, cât am zis că înseamnă? Ia uitați-vă. 1 pe 2. 3 pe 2. Ia uitați-vă. Dacă toți am spus că A egal cu B. Același lucru. Nu am spus că A egal cu B. Am zis că număr de fracții. Număr de fracții. Cardinal. Cardinal. Vici el. Cardinal. Cardinal la mulțime. Dar aici sunt fracții care se adună. I-am întrebat. Numărul de fracții care se adună sus e egal cu numărul de fracții care se adună jos. Răspunsul corect, da. Da. Și cum am nevoie de A plus B? Adică aduc pe cele de sus cu astea de jos. Ah, oh, înțeleg. Ia să aduc 2. O să scriu 1 pe 2. O să am 2 pe 2. 2 pe... Deci 1 pe 2 adunăm cu care? Adunăm cu care? Adunăm cu care? Jos. Cu cine? Asta de aici? Aia de sus cu aia de jos. Cu cine? Așa. Adică tu aia de sus. Adică cu și mă face. 1 pe 2, cât am zis că face 1 pe 2 și 1 pe 2? 3 pe 2 plus 1 pe 2, asta e 4 pe 2. Cât faci 4 pe 2? 4 pe 2 înseamnă 2. Oh. 2 în 3 și 1 pe 2, 7 pe 3, stai puțin. 7 pe 3 plus 2 pe 3, 8 pe 3. Ei da, 7 plus 2, 9 pe 3. 9 pe 3 și îți dea 3. O să fie 2 plus 3. Plus 4, plus 5, plus 6, plus puncte, puncte, plus sen. Să vedem? Ba da, asta o să fie. Hai să vedem. O să vedeți puncte, puncte, plus sen. Da. Cât e de interesant. Și așa